Numele preoșteniei voastre, părinte decan, onorat prezidiu, distins auditoriu. Iată-ne în pragul celei de-a treia ediții a Conferinței Naționale Părintele Daniel Sandu Tudor și chipul rugului aprins. De data aceasta comemorăm 60 de ani de la trecerea la cele veșnice, a celui care rămâne în istoria Bisericii Ortodoxe Române și nu numai în cultura noastră de organizatorul, catalizatorul, fondatorul mișcării duhovnicești care a împretat indelebil spiritualitatea veacului rămas în urmă, rugul aprins. Avem oaspeți de onoare, cărora le mulțumim în mod deosebit că au făcut efortul de a fi alături de noi. Vorbesc aici, în primul rând, despre omul care de fiecare dată ne este sprijin și cred eu că puțin ierarhi oferă atât sprijin și atâta deschidere, generozitate, precum o face ierarhul Tomisului. Și apoi, sigur, vorbesc despre directorul edituriei Icon, care mi-a oferit sprijinul și la care, pe subiectul acesta al părintelui Daniel Sandu Tudor, am publicat până în prezent numai puțin de 4 volume. De asemenea, vreau să îi mulțumesc în mod deosebit domnului scriitor Cristian Crăciun, care de altfel este lectorul acestui ultim volum, Floarea de Foc, de fapt o culegere integrală a articolelor lui Sandu Tudor, evident, laicul Sandu Tudor, directorul revistei Floarea de Foc. Mulțumesc în mod deosebit și părintelui decan, care la fel este sprijin și încurajează astfel de inițiative și, bineînțeles, părintelui profesor universitar de doctor Nechita Runcan, care mi-a fost îndrumătorul și coordonatorul științific pentru prima mea teză de doctorat, care se numește chiar așa, părintele Daniel Sandu Tudor, o microistoria rezistenței Bisericii Ortodoxe Române sub totalitarismul comunist. Sigur, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne sunteți alături pentru a face din această zi una însemnată, așa cum merită o personalitate monumentală precum cea a părintelui Daniel Sandu Tudor, care ne-a lăsat o zestre spirituală și culturală absolut remarcabilă. Deschiderea acestei conferințe naționale o va face chiar cuvântul ierarhului Tomisului, pe care îl rugăm să ne împovățească sufletește cu ceea ce a însemnat această mișcare a rugului aprins, cu atât mai mult cu cât în alt preasfințitul ne poate vorbi despre anumiți membri ai rugului aprins din experiența directă.